Cel mai mare constructor de avioane din lume, Airbus, se resimte din plin efectele pandemiei. Compania a anunțat pierderi pentru primul trimestru din an de 500 de milioane de euro, ceea ce înseamnă o scădere de 15% a veniturilor. Comenzile au scăzut și ele, la fel și livrările de avioane noi. Airbus spune că a livrat cu 40 de aeronave mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut, iar până la sfârșitul anului va livra 600 cu 263 mai puține decât în 2019. Sectorul aviației este printre cele mai mari victime ale pandemiei. Zborurile au scăzut și cu 90% din cauza restricțiilor de mișcare impuse. Ca urmare, Eurocontrol estimează că pierderile ar putea depăși 110 miliarde de euro.